ocazii când eu voiam să se întâmple într-un mod, iar Dumnezeu a lucrat altfel. La final mi-am dat seama, mamă, ce bine că a făcut Dumnezeu așa, altfel ar fi fost teribil. Și, în plus, Dumnezeu a dat foarte mult pentru noi. A dat pe Fiul Său și veșnicia. Așa că, nu știu, mi se pare greșit când lumea mă întreabă, tu de ce te botezi? Tu de ce nu te botezi? Adresez un apel pentru persoanele care încă nu s-au îmbrăcat în alb. Să știți că tot ce se va întâmpla astăzi aici este o chemare, este o invitație duioasă a lui Dumnezeu, ca în urma influenței și a mărturiilor acestor 8 tineri, fiecare suflet care n-a intrat în legământ cu Dumnezeu să se gândească cât mai curând să ia această decizie. Iisus a dat pentru voi, iar voi astăzi aveți privilegiul să vă dați, să vă oferiți Lui. De astăzi, numele voastre vor fi scrise în cartea vieții. Iisus Hristos de astăzi vă oferă privilegiul să purtați numele Său și să-L onorați în viața voastră. El promite că toate păcatele voastre vor fi curățite astăzi. Vreau să vă asigur că Dumnezeu este mai puternic decât orice forță care va încerca să vă despartă de El. Nimeni nu vă poate smulge din mâna Lui. Singura posibilitate va fi doar aceea că veți alege singuri să vă despărțiți de El. Dar atâta timp cât veți păstra zilnic relația de dragoste cu El, prin studiul cuvântului Său, prin rugăciune și prin parteneriatul cu El în slujirea semenilor, veți fi în siguranță. El vă va da putere să-i fiți loiali și credincioși până la sfârșit, pentru ca astfel să moșteniți împreună cu El și cu noi toți noul pământ. Amin. Vrea să ne vindece. Parasatul a zis da. Noi zicem da. Tu vrei să fii vindecat? De când am venit la Integritas, am început să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Prin oamenii de aici, prin atmosfera de aici, prin tot ceea ce auzeam aici, am simțit și am auzit glasul lui Dumnezeu în viața mea. Încetul cu încetul am început să-L cunosc și El mi-a arătat cât de bun e cu mine. De fiecare dată când am avut nevoie de El, El a fost pentru mine prezent acolo. L-am rugat ceva și m-a ascultat. Și eu cred că există, eu cred din toată inima mea. Și de ce să nu fac acest pas minunat? Eu încurajez pe toți prietenii mei, pe toți cei care încă n-au făcut acest lucru, să o facă, pentru că este o binecuvântare. Eu aș vrea să vă spun astăzi de ce am decis să mă botez acum și nu mai târziu. Și anume că eram odată în capelă, la începutul anului, când știu că eram pe ultimul rând și Mr. Mihai ținea o prezentare despre nașterea din nou. M-a convins să mă botez astăzi, acum și nu mai târziu. Textul din Romani 8:28 care zice: toate lucrurile vor lucra împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și fiind situații mai mici sau mai mari, când poate eram nemulțumit de cum se petreceau lucrurile pe moment, după ceva timp îmi dădeam seama că cum au fost lucrurile puse la punct au fost spre binele nostru al tuturor și spre binele meu implicit. Ce păcătos încă are iertare, harul mai e oferit. Domnul prinde iubirea sa mare, Thank you.
Vedeți în spatele meu, este cel mai frumos fundal pe care am predicat vreodată. Domnul Iisus Hristos predica în sinagogă, dar mai des predica în astfel de locuri. Dragi tineri, nu știu în ce familie ați crescut fiecare dintre voi. Nu știu care este relația părinților voștri cu Dumnezeu, dar ceea ce știu sigur este că Dumnezeul meu este și Dumnezeul vostru. Și acest Dumnezeu mare și puternic este un Dumnezeu bun, care, indiferent de familiile în care creștem, El vrea ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem în mod personal, să cunoaștem că este un Dumnezeu viu, este un Dumnezeu personal și care vrea să lucreze cu putere în viața noastră. Asta îmi doresc pentru mine, pentru familia mea, pentru noi toți cei de aici și în mod special pentru voi astăzi. Să-L cunoașteți pe Dumnezeu personal și să aveți relații personale, o relație personală și experiențe frumoase cu El. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Din Laodicea scrie: iată ce zice Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale. Știu cine ești. Nu trebuie să te ascunzi. Că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Te sfătuiesc să-ți cumperi haine albe. Dar ni se spune în Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalipsei, în capitolul 7, începând cu versetul 9, că Ioan vede o mare gloată care este îmbrăcată în alb. Și, Doamne, dincolo de albul acesta material pe care îl vedem, vrem ca și noi, ca și inimile noastre, să fie albe, curățite prin sângele Domnului Iisus Hristos. Isabela, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Draga Dina, îți întind mâna dreaptă a membrilor Bisericii Adventiste de ziua 7-a și spun bun venit în rândurile noastre. Mulțumesc mamei mele pentru exemplul continuu în ceea ce înseamnă a fi un creștin. Aș vrea să-i mulțumesc bunicii mele care m-a provocat să citesc Biblia. Și prin studiu personal am văzut că este o luptă și că nu poți fi neutru. Și când am văzut că nu poți fi neutru, mi-a cam dat de gândit. Și eu astăzi am ales să fiu de partea lui Dumnezeu. Pentru cei care încă nu v-ați hotărât sau poate mai amânați sau voi de partea cui vreți să fiți, decizia vă aparține.